Conform site-ului calciomercato.it, Inter se gândește să-l achiziționeze pe apărătorul campioanei din Liga 1, iar prețul la care îl cotează este de 4 milioane de euro, unul considerat accesibil. Aceleași surse notează că Tottenham este și ea interesat în continuare de Gardoș, englezii fiind mulțumiți de tranzacția realizată în vară, aducerea altui stelist Vlad Chiricheș. Cu toate că italienii consideră că l-ar putea cumpăra pe apărătorul de 25 de ani pentru o sumă de aproximativ 4 milioane, cam la cât este cotat, și de site-ul de specialitate transfermark.de, Steaua nici nu vrea să audă de asemenea sumă. Gardoș ar putea părăsi gruparea din Ghencea în vară, în cazul unei oferte consistente. Înainte de a pleca de la Steaua, antrenorul Laurențiu Greghe în camp a afirmat că dorința patronului Gigi Becali este aceea de a primi în schimbul transferului lui Gardoș o sumă mai mare decât cea obținută după vânzarea lui Chiricheș la Tottenham. Recent, Gardoș a semnat un contract de reprezentare cu Cristi Kivu, fost câștigător al Champions League cu gruparea milaneză, iar fostul internațional l-a recomandat staffului actual pe apărătorul Stelei. Gardoș a fost invitat invitatul emisiunii Săptămâna Sportivă de luni de la Norvest TV, iar acesta a declarat că de deocamdată el nu a primit nicio ofertă concretă de transfer. Și deși eu presa și văd că în această perioadă chiar am fost primblat prin toată Europa, de la interesul unei echipe și până la un contract e cale lungă, sigur că mă bucură să văd că munca mea e apreciată, dar recunosc că nici nu sunt disperat să plec. Sunt la Steaua, cel mai bun club din România, mai am trei ani de contract, am șansa de a juca iar în Champions League, iar așa că pe plan intern ce îmi pot dori mai mult, a spus Gardoș, care sâmbătă a participat la nunta celui mai bun prieten al său, Adrian Marinaș. Cei doi au fost colegi de echipă la Someșul Satu Mare, în urmă cu 金蝉。